Așa o un info puternic înainte să înceapă podcastul ăsta la fel de puternic. Vedeți că între timp am așa pe offset să i anunțat între timp că nu era anunțat când s-a filmat. Și vedeți că sâmbătă se scumpește. Deci e doar 2 milioane, 2 bețe. Deci nu vine să cred, eu sunt fraier că fac prețurile astea, mă jur. 2 bețe, să-l vezi pe offset, plus tot trapul românesc, plus toți influencerii relevanți din România. Eu, cu Teo Zeciu, cu Adrian, cu Iorga, cu Costi, cu toată lumea, patru zile de distracție la Costinești, la Hassel, înainte un pic de 1 mai 26-29 aprilie și prețul ăsta mai este valabil doar până sâmbătă, după care îl scumpim masiv. Așa că luați-vă acum direct să vedeți pe Offset și pe noi toți la Hassel. Vă pop, suntem aici cu dictatorul, eu sunt Emi în persoană și din nou pentru a doua oară la podcastul meu, Shelly în persoană, a.k.a. dictatorul, cum mi spuneți voi. Ce părere Shelly de... <laughs> Păi uite că acum chiar uite cum am aranjat în mod special ca să nu-mi spui așa și uite, vezi, tot nu mai... Uh... Eu sunt de părere că te poți unde și la chelie, că deci tot nu, o să Nu fie, este, nu este în cu freza? Uh, vreau să precizez că timingul acestui podcast uh, este perfect, având în vedere ce s-a întâmplat cu Bass House, Bass House The Movie, acum Hustle, mai nou, uh, și uh, bineînțeles subiectul pe care îl vezi în fiecare zi... Șeful Beach, nostru please. aici. Bish, please. Bish, please. Da, într adevăr, avem multe de vorbit. Da, vreau să încep, te rog frumos cu în ordine, în ordine cronologică cu Bass House. Eu personal m-am uitat la uh, Bass House parcă era Winter Edition al Ugami și mi-a plăcut. Mi-a plăcut pentru că mă cunoșteam cu toată lumea de acolo, mi se părea fans să mă uit. Și uh, apoi ai venit tu cu uh, un concept nou, dar vreau să vreau să te întreb cum de ce l-ai luat? De ce ai luat tu Bass Bă, nici eu nu m-așteptam să aibă succesul pe care l-a avut și am fost, am fost reticent să, să preiau formatul, dar nu regret nicio secundă că am preluat. L-am pentru că am zis, se poate face ceva chiar mai bun decât, decât s-a făcut până acum. Eu consider că ce-a făcut Gami în sezonul 2, mai ales știind de compromisurile pe care a trebuit să le facă, și din punct de vedere bugetar, și din punct de vedere brand friendliness da? ai formatului, uh, mi sper că a, a, făcut o treabă foarte bună. Dar eu am zis, bă, cred că pot să fac o treabă și mai bună și cred că pot să duc show-ul ăsta mai mult înspre ceea ce, ce eu vreau să fie și să fie mai la liber totul. Da. Adică, na, da, noi am jucat-o foarte, foarte la limită cumva cu, și tot ce s-a întâmplat cu scandalul cu certuri, dar pe total ce am reușit, cred eu, prin bas, e că am făcut un produs la care s-au uitat și foarte mulți oameni care, în mod normal, nu se uită la youtuber de rock. Deci asta cred că e mare achievement mm -hmm. al bas, Faptul că, pentru prima dată în foarte mulți ani, mi-au spus oameni cu care eu ieșeam pe la mese prin oraș sau pe la anumite evenimente, zile de naștere și mai departe, oameni care nu se uită la youtuber, nu consumă, habar nu au, zic că bă, m a prins ce m-a prins bas house ăla, mă. și eu nu mă nimic de la tine, nu mă uit yeah. nici la minte, mă, nu mă uit nici la poligrafe, yeah. la, la, muncă, știi? Deci asta cred că a fost, a fost tare. Și când am luat, cumva, dacă nu eram realiști cu cât ar, cât ar fi costat bas house la început, nu s-ar mai fi făcut. Okay. Pentru că țin și acum minte când am avut o discuție cu, discuție cu Claudiu care uh, Claudiu e uh, managerul de la GTU Global Talent United. Uh, GTU fiind uh, agenția Global de influență unde sunt și eu, cea mai mare agenție din țară, ei au fost Claudiu, de fapt, că e că lui era gândit proiectul Bassaus, adică brandul House, e gândit de el. O, și -a, a, făcut, nu mai știu, 2022, 2021, că l-a făcut el primul, primul sezon. Și eu, fiind foarte bun prieten cu el, frății, că vrei să, vrei să te bași tu să-i bași house-ul, au nevoie, îți dai seama, de cineva care să fie pe zona de content, cum a fost și Gami, care a făcut după prea mare repede o treabă foarte bună. Bă, nu știu ce să zic, hai să vedem, hai să ne pe costuri, pe venituri, ce poate să facă, dacă poate fi rentabil. Și mai știu că noi ne-am gândit că o să scoatem toate costurile, bine, nu era, aveam încă desenul cu ce vrem să facem, mm. dar am plecat la o chestie de-asta, că, că o să ne coste... Doar producția fără cazare, fără catering și fără invitație, adică doar ce înseamnă echipament, montaj, camere, deci fără cazare, fără catering, ceva un 20.000, ceva de genul ne-am gândit noi, ceea ce era o cifră a ajuns fie mai mult decât dublu. Okay. Plus, adaugi cazare, adaugi. Deci, costurile s-au dus foarte, foarte în sus și stau și mă gândesc că pe de o parte noi am estimat foarte prost costurile, pe de altă parte dacă reestimam realist nu mai făceam niciodată. Adică dacă okay. ziceam din prima, bă, o să coste cât a costa, nu mai făceam Ok. niciodată. Și după aia ne-am pus pe treabă. Și a fost foarte mult meritul, meritul mici echipe pe care eu am reușit să o formez la Sherry Media pentru ideile de acolo. Adică recunosc că am, venit și eu cu, am avut și eu contribuții și poate am dat o direcție generală, dar ideile pentru probe și așa mai departe și conceptul în sine, formatul, mecanica de, de, de joc nu, a fost, mm -hmm. nu a fost creația mea, ci creația oamenilor pe care eu i-am adus la masă, care sunt parte din echipa Sherry Media, care gândesc și celelalte formate, Alex Ionită, pe care salut pe această care, foarte și stimez foarte mult pentru ce face. Da, și a ieșit foarte tare. Eu am, am, am avut, în schimb, eu am decis castul, eu am decis concurenții. Pe ce criterii ai ales concurenții? Să fie relevant, să fie cunoscuți să aibă personalități diferite. Să fie din mai multe zone. Chiar cred că alegerea concurenților nu puteai face o treabă mai bună. Sau oricine îmi zice că... mi așa îmi zice mulți și pe TikTok văd pe unii care zic Bă, Sherry, tu nu știi pe cine să chem la, la testul poligraf. De ce nu-i chemi, frate, pe Ian și pe steca Că nu vin, da. evident. Dar bă, din cei care ar fi venit și care puteau fi aduși, sincer nu cred că puteai să faci o, mm. o treabă mai bună în alegerea concurenților. Și fiecare a, a îndeplinit o, în o chestie acolo, în, în, acest, în această mare schemă numită O Fiecare avea un anumit tip de personalitate, completa anumite momente, făcea anumite momente mai savuroase. Evident, oamenii acasă au niște favoriți și spun, bă, mie îmi place foarte mult de X, dar nu îl suport pe Y. Dar fix de asta te uiți, pentru că dacă ți-ar plăcea toată lumea n-ar fi nimic interesant. Adică te uiți yeah. fix pentru că este... Um, și uite, multă lume care, care era total împotriva Neamțu, Că, Doamne, scoteți i pe Neamțu, nu ne place Vranemțu, mie mi, -mi pare că Vranemțu e super funny Chiar Și e? mi se pare că e un contrast foarte bun, asta o să vedeți și în film, multe faze, se râde mult. <laughs> um, săracul nu apare foarte mult, n-ai foarte mult scrim, dar e foarte, foarte bună. Bun. Bun. Are o replică foarte bună, am văzut. Am văzut da, spoiler. dar e mult mai mult, e foarte funny, Nu apare foarte mult, dar e foarte funny când apare. Iarăși, uh, fix faptul că e un contrast, e un contrapunct mm. la celelalte personaje și la situațiile care sunt create și are atitudinea asta în, 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 contrapunct, dacă toată lumea se ceartă, e super zen, super chill și cu da. vocea aia puțin e tare. Asta e că personajele sunt diferite, asta e mișto. Mm. Uh, a fost premeditat ce s-a întâmplat cu, cu Iorga? Nu. Eu -a în, a fost în, capul meu, în capul meu, eu am zis, mamă, cât de deștept de S-a no. dus, luat-o pe Iorga și a zis, Iorga, te rog, dacă te-am chemat, țipă și tu la asta, în jurul pasta și fă... Nu, n-a fost premeditat, îmi dai prea multe credite. Nu? Uh, eram, eram convins că, punând toți oamenii la o altă, la un moment dat, în acele zile, uh. sta de acolo, va izbucni un scandal. Deci eram convins de treaba asta. Dar, în primul, s-a întâmplat mult mai devreme decât mă așteptam și, în al doilea, n-aș fi știut între cine și cine și așa mai departe și, deci, n habar n-aveam. Deci nu a fost nimic, nimic premeditat acolo. S-a întâmplat organic, nimeni n-a băgat bețe în roate, absolut nimic. Deci uh -huh. n-a fost o chestie să... Uh, au fost influențări care au refuzat participarea la Bassaus? Sau a fost a... o persoană care a refuzat, dar nu v aș vrea să spun cine. A fost uh -huh. o persoană care a refuzat și în cu ei am adus alt, alt concurent, dar nu pot să spun. Da. Uh, am chemat pe Ini Sebi, acum două podcasturi parcă, și am vorbit de, de căderea trapului, dacă vrei să spun așa. Tu mi se pare că ai avut oare oarecare legătură cu chestia asta, adică foarte mulți trepări nu mai fac numele pe care le făceau odată, și mi se pare că Basau s a avut atât de multă atenție pe, pe internet, pe YouTube, încât nimeni nu mai auzea nimic de trepări. Crezi că a avut o legătură nu cu chestia mi că asta. Are, nu mi se pare că are nicio legătură Basau su cu decăderea trepului, ci din contră. Dacă trepul era mai sus și basausul era mai sus cumva, pentru că cumva e un univers în care se fac referințe mm. dintr-o parte în alta, dacă vrei. Mm. Dar este adevărat că trepul românesc și interesul pe muzica urban românească a scăzut. Este foarte adevărat, se vede în mulți, în mulți indici, lucru care pentru mine este foarte dezamăgitor. Și pentru mine e o, e o, e o chestie care îmi creează probleme eu ocupându-mă de două festivaluri de muzică urban. Mm. Adică dacă în 2022 făceai festivalul Bispreis doar cu artiști români și se crea acest hype imens, niciodată, niciodată, niciodată în ziua de astăzi nu mai poți face același festival doar cu români. Adică nu ți vin nici măcar, nu știu, 30% din cei care îți veneau atunci. Și atunci, evident, trebuie să cheltui mult, mult mai mulți bani să aduci artiștii internaționali, lucruri mm. pe, pe care oricum noi am fi făcut, știi? Yeah. Dar în continuare să știi că și când aduceai internaționali, spre exemplu, anul trecut, în 2023, tot românii cântau foarte mult. Acum, cu excepția poate unor artiști care pot să-i nume pe degetele de la o mână nici măcar, într-adevăr trapul a scăzut, a scăzut foarte mult. Lucru mm -hmm. care, da, e... Da, știi cum e, cred că sunt mai multe motive. Cred că sunt mai multe motive aici și nici nu vreau să-mi dau prea mult cu părea. Nu sunt în măsură, că nu, nu e ca și cum eu sunt artist de trep ca să știu eu, nu știu, cum, cum se simt ei sau poate nu mai au inspirație sau poate o atevăr, dar cred că în primul rând se, se vede clar că a fost o lipsă de, de uh, materiale noi în zona asta, mm. de caritate, care să rupă. Deci asta cred, că a fost, uh, asta cred că a fost un factor uh, un factor că pur și simplu cred că s-au relaxat și n-au mai scos cu aceeași frecvență și nu neapărat aceeași frecvență dar aceeași dorință cumva ca înainte, mm. pentru că a fost pe un pic habar n-am ce se va întâmpla dar e cred că, cred că interesul a scăzut mult eu îmi doresc să crească, mie, mie îmi place peisajul ăsta urban din România, îmi place muzica trep românească, adică eu chiar sunt ascultător de, de, de muzică de genul dar da, într-adevăr, dezamăgitor da Ți-am mulțumit YouTuber și tiktokerii că după Bass toată lumea de pe online a început să facă content, inclusiv eu, când s-a terminat Bass ul direct. Am luat-o pe Iorga, pe Adrian, am, pe Drăcea l-am luat, am, am avut content și am făcut numere foarte bune pe, pe contentul ăsta pentru că Bass ul e ce e. e. Ți-am mulțumit, mă, influențări. N-am au... primit, primit mulțumiri, nu. Dar nici nu trebuie, adică mie mi se pare că fix asta, fix asta te ajută și pe tine înapoi unul la mână și doi la mână e dovadă că ai făcut ceva chiar tare, adică uite și când era Five Gang tot așa și scotea Five Gang piesă, tot youtube reacționa. Și ce însemna asta? Adică ce trebuia să mă oftic, să zic mamă ce mănâncă toți ăștia acum? Nu, mi se pare foarte tare, adică e clar că pentru mine e o super bucurie să văd că se întâmplă, să văd că se întâmplă treaba asta. Uite și a Uh, cred că e singurul festival care reacționează streamări, Se uită streamerii pe streamerii da. Reloi, se uită reacționare, mi se pare bombă. Adică... Ca ai semnat, parcă s-a uitat, nu? Uh, nu, ca ai senat, cred că s-a uitat în Eroare, okay. Dar uh, mă refer la streamer român aici. A, okay. Poate ediția asta o să se uite și streamer internaționali, cu atât mai bine, știi? Mai mult, mai mult ca sigur. Că da. și... -te, cred că odată i-am zis, cred că în primul an de bișpris, că odată m-am ofticat, cred că nu mai știu, da Imogen cred că făcea, nu mai știu cine, Imogen sau Haime, nu mai știu cine, și eu mai aveam Taia să fac un milestone de oameni pe live, nu știu cât eram primul an, cred că, că 30 de mii, 40 de mii, nu mai știu și eram la 28 de mii 27 de mii și erau 3-4 mii de inch la Imogem pe live care se uita la stream-ul și i-am zis cum e trei, ia stai așa un pic ia vreau să fac și o poză cu 30 de mii, ia trimite un piramide și după aia ți dau eu înapoi dar mă optic aici, că uite am 28-27 de mii, nu fac 30 de mii și 5 mii sunt la tine și mm. se uită. adică mm. stai un pic așa uh. <laughs> Dar în rest mă bucură foarte mult când se întâmplă cu stream cu astea, cu reacții, cu... Bass ăsta... Eu am reacționat cel mai mult la Bass am, deci am, am văzut, am... văzut. Eu, am fost cel mai mare reaction YouTuber. Dar am verificat, pe... în cât timp ai, ai făcut? Ai, cred că ai 400 și ceva de mii de subscriber acum pe... Da, pe da. Pat, cred că patru, peste 450, cred. Ai crescut? Nu mai, nu mai știu exact nici eu. Ai, ai peste 400, m-am uitat în dimineața asta. Mi se pare ireal că m-am uitat, cred că la primul episod pe care l-ai pus sau ceva de genul și era un canal nou și am zis, mamă, cum îl crește și el pe ăsta, dar după am văzut... Bă, canalul era deja fondat, deci asta să, să o spunem drept, canalul e fondat din pandemie, din 2020, pe canalul ăla s-a făcut în, întâi acea emisiune pe care am făcut-o în pandemie, de la mine de acasă, când eram toți în lockdown, mă refer la primele luni ale pandemiei, Sherry Show Live, după aia a fost emisiunea care a fost și la prima emisiunea TV, Sherry Show, pe canal, okay. după care canalul a fost inactiv o mare perioadă de timp și acum am început din vara anului trecut sau toamna anului trecut am început nu, din vară. Din vară am început cu reacții pe el. Mm. Deci canalul nu am luat de la zero. Dar canalul era, chiar dacă aveam, nu știu cât avea, 200.000 de mii subscriberi, parcă, ceva de genul. Ah, era okay. mort. deci avea, avea, avea dar bun. era mort, adică era, foarte, era în nu, nu, avea engagement. Adică am luat cu un start, dar, într-adevăr, creșterea lui e foarte bună și a crescut foarte mult cu raivul pe care l-am mm. făcut la finala Basaus, într-adevăr, unde nici nu mă așteptam să putem să facem mai stonul imens de abonați. Așa, imediat Deci, într-adevăr, interesul pe s a fost, a fost crazy Și pentru mine cred că are Și fără precedent Cel puțin un milion în fiecare episod dar... Nu, n-au făcut toate N-au făcut toate milionul Nu, n-au făcut toate milionul Dar și pe alți indici, în două Adică, dacă te uiți la câte impresii a generat pe TikTok Și așa mai departe Rupendoa, două Adică, chiar a, fost un, chiar a fost un fenomen Și eu, eu cred că chestia asta, sper Adică, se va translata în, 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 în film Și mai ales că filmul chiar e bun Jur. Deci filmul chiar aseară am făcut Movie Night mm -hmm. cu câțiva prieteni. A, da, adică le văzut. văd zilnic mă adică Se dau modificări. Nu e gata. Dar e, adică poți aici și este bucur okay. de el. Adică nu e, spre exemplu, nu e mixul la sunet făcut cum trebuie pe toate părțile. Okay. Muzica pe anumite părți temporară, pe alte părți finală. În colorizare abia s-a intrat și nu e încă colorizat final. Dar filmul este în punctul ăsta urmăribil, adică mm -hmm. dacă ți l-aș da, te-ai uitat ce, ce film tare, n-ai -ai vedea defectele, adică mm -hmm. n-ai vedea că lipsește un efect sau nu adică poate ai vedea, dar oricum te-ar ține povestea. Și e bun frate, adică se râde și m-am uitat cu oameni care nu sunt publicul cu și care nici nu au treabă cu influență sau nu cunosc toate referințele care se dau în film la Bass și au râs, chiar au râs maxim. Deci filmul... A, deci nu e horror, e comedie. E comedie, e comedie. Filmul are elemente de horror, dar scopul filmului este să te facă să râzi. Adică okay. nu vreau să pleci din, sară speriat sau traumatizat, o să pleci din sară râzând, sper eu. Ce e diferit la filmul ăsta față de filmele pe care am făcut până acum este că am implicat foarte, foarte mult actorii în scenariu, nu neapărat pe construirea unui schelet, pentru că pentru chestia asta nici eu nu aș ști să fac. Adică asta chiar trebuie să ai o pregătire și o școală în spate de, de, de a scrie scenarii ca să poți face scheletul, da? Adică structura poveștii. Dar replicile sunt foarte, foarte personalizate și fiindcă sunt atât de personalizate și scrise de actori, uh, ei le dau foarte trupe, încă okay? ei chiar se joacă pe ei, dar nu se joacă pe ei scriși de un scenarist, mm. se joacă pe ei scriși de ei, da. inclusiv pe multe acțiuni, pe multe chestii am dezbătut, adică dacă ar face asta, dacă n-ar face asta și din punctul ăsta de vedere, filmul este un film în care se joacă bine. Și n-ar fi jucat pe nici eu n-am experiență în actorie și nimeni de acolo nu are cu excepția lui Costi, poate puțin Drăcea și alți actori care sunt actori, nu sunt concurenții din sau în film, mm. care sunt actori-actori, că avem și alte personaje. Dar pentru că se joacă pe ei, scriși de ei și mai ales și entuziasmul de a fi implicat în procesul ăsta și de a simți că e ca copilul tău filmul, adică toți s-au implicat în zona asta se joacă foarte, foarte bine în film. Nu știu dacă, ok, poate nu foarte, foarte bine, dar bă, e credibil, jucat, Pe mine personal cred că o să mă surprindă cel mai mult Vlad Neamțu. Nu știu de ce, dar așa simt eu. Da, e funny Vlad, e funny Vlad Neamțu. O să te surprindă, o să te surprindă și Iorga acum joacă și de nu mai zic, e delicios. Costi, evident, Costi deja ai așteptări mari. Nu dau da. Nu știu dacă o să te surprindă neapărat, dar e foarte funny. Și tot ce se întâmplă în film, în general, mai ales dacă oamenii care s-au uitat la Bass House și poate nu, lumea nu mai are fresh în memorie tot ce a fost în sezon. Dar, pentru că noi când am scris era fresh sezonul, doar ce se termina sezonul, yeah. Dar dacă acum v-ați uitat înainte să iasă filmul, trebuie să vă uitați la sezon din nou, la Bass House, filmul ar fi mult mai fani pentru că sunt referințe foarte subtile de okay. multe ori, la tot felul de chestii care -au, care au fost acolo și pe care oamenii la vremea aia observau în decembrie, ianuarie când era, apoi acum unii au mai uitat din ele. Nu, dar e bun, chiar e, chiar e și sunt, e filmul care eu m-am implicat cel mai mult de departe, dintre filmele pe care le-am făcut până acum. Am atunci. văzut pe story am văzut că era da, acolo. în primul rând pe scenariu, adică eu am luat scenariu mâini la un punct și împreună cu actorii am schimbat când foarte multe lucruri. Să faci scenariu scenariu pe scenariu am, deci noi am dat în lucru acest scenariu, cred că undeva pe 8 ianuarie a început scenaristul, Radu Alexandru, să scrie, să pună efectiv blank document, da? Și cred că undeva la 20, 23, 24, 25 ianuarie, ceva de genul, Uh, aveam deja un draft pe care am început să intrăm noi și de acolo am început să schimbăm multe lucruri, nu doar replici, am schimbat și chestii structurari am mai modificat și de acolo a tot fost un back and forth în care a fost foarte greu pentru că eu tot încercam să fac un echilibru între multe lucruri care țin de structură și logică de scenariu cu multe chestii pe care noi voiam să le băgăm și ni se păreau fanii, dar noi neavând neapărat în spate și când spun noi mă refer la mine și cu actorii, cu Costi, cu Elicopter, cu Drăcea, cu Iorga, cu Erica, cu Cezara, noi ne neapărat o logică în spate de, de de scenariști, cumva a fost foarte greu să balansăm chestia asta, dar cred că balansul, balansul, a ieșit perfect. Și am ascultat toate vocile din încăpere, adică erau ședințe cu 20 de inși în care la un moment dat se transforma tot un haos, pentru că toată lumea avea alte idei și voia ceva. Și cumva cumva eram singura persoană care cumva până la final trebuia să spună, știi, să zică da, ok, eu vedeam bine filmului, adică eu chiar eram complet interesat de bine filmului, știi, cumva. Și na, umorul e subiectiv, știi cum e. Și cea mai mare uh, problemă când vrei să faci un film de genul ăsta, și problemă pe care noi cred că am depășit-o, este că oamenii care au foarte mare experiență în a scrie și scriu foarte bine, nu au în general 20 de ani. Au mai mult. Și nu au umorul cuiva de 20 de ani, e că nu au da. dumere astea, nu au aceleași. nu au aceleași n au crescut în alte generații, care au alte grume, au alte chestii. Da. Scriu foarte bine, structurează foarte bine, dar nu au, nu, nu condimentează cu, adică poate să pară cringe multe dintre grume, dintre replici. Dar cred că noi am făcut un scenariu care nu e deloc cringe. E foarte, foarte mișto, foarte mișto. Chiar că eu să vă placă și sunt regit foarte încântat de el. Dar ideea asta ți-a venit în timp ce filmai bas sau după, după ce ideea ai văzut asta convenția? -a venit, ideea asta cu filmul mi-a venit pe 31 decembrie, okay. fix, fix, în, la Reverion, Dar noi am rapid trecerea de Reverion. Era ziua, n-am amiaza mare, ceva de genul. Ah, ok, deci n-a fost și la beție. Nu, n-a fost la beție, nu. Okay. Mi-a venit, mi s-a părut, părut, că e o idee foarte, foarte bună și după aceea, când m-am trezit eu din beție pe 2 ianuarie, ceva de genul, am început să mă regândez aia dar deja știam că o fac, adică din 31 am că din 31 am sunat actorii. Adică din 31 deja era, era promisă cumva că o mm. facem și am început să sun oamenii din 31. Deci era cumva a fost uh, decizie pe loc. Am sunat, am așa, am sunat câțiva oameni, după aia am început să sun actorii. Deci deja pe 31 deja închisesem niște diguri pe bani, adică mm. deja vorbim să de bani cu câțiva actori, care era prima chestie. Noi, noi, fiindcă ideea care era, noi trebuia să lansăm afișul filmului cât mai repede cu putință, pentru că hype-ul Bass House era un nivel imens și mai erau doar câteva episoade până la marea finală și noi voiam neapărat în următorul episod care era pe, nu mai știu cât, pe 8 ianuarie, să avem un afiș, ca să ai afiș, trebuia să ai toți actorii semnați, cu bani discutați, contract semnat, afiș, Afiș, nu faci foto, că erau toți precați. Unul era pramunte, mai era la Baia Mare. No. am luat din poze de pe Instagram afișul e făcut din pozele pe Instagram. Acum am venit abia cu, cu afiș nou, mm. care e afiș nou făcut cu poze, pe bune poze făcute special. da, deci a fost, a fost foarte interesant. Și practic știam că trebuie să ne mișcăm foarte repede și da, eu recunosc, noi am lansat afișul fără ca scenariul să fi fost, să, să, să fi început să fie scris. Deci recunosc treaba asta. Dar vă zic, produsul a ieșit foarte bun. Foarte bun. Am auzit că, că cine a trecut pe la mine Care a jucat și în filmul tău Mi-a mi spus mai lucruri bune și, în, și și la podcast și în privat Mi-a spus, băi, chiar, mi chiar sugerez să te uiți Știu că ești mai hater Așa cu filmele românești Dar ăsta chiar o să fie o să fie un film foarte bun Și chiar sunt foarte curios Este o ursărie de film Așa zice așa da? că Este un film ursăresc Întrerup puțin podcastul pentru a le celor de la OnePuff, sponsorii noștri dragi care au cele mai bune arome. Intrați pe site-ul lor pe www.onepuff.ro să vedeți ce promoții au. A, avem și un cod MI15 pentru 15% of din orice găsiți pe site. Vă mulțumesc! Cu uh, basul ul următor, evident, bănuiesc că totul faci, uh, o să fie la vară, nu? ne gândim încă dacă o să fie la vară, la toamnă, la iarnă, încă ne gândim. Okay. Momentan Momentan focus e pe film. Eu am făcut o prezentare. În prezis. niciun caz nu vreau să-l grăbesc, adică okay. următorul bas sau Că deja e bas sau bas sau bas sau adică n-am niciun, niciun, interes să mă Trebuie să-i fac să face aștepte pe oameni. Da, 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 da n-am niciun interes să mă grăbesc. Dar probabil că o să începem să lucrăm la el. Da. Eu am prezis că o să se întâmple la Costinești. <laughs> nu, că ar fi prea devreme vara asta, cred. Acum că mă gândesc, mă gândesc acum cu voce Nu tari, e timp, timp da, și cu... Nu că nu e timp, da odată că nu vreau să dau în vară, adică vreau să mai aștept că deja e prea mult bass și doi că n-am decis să mă grăbesc când pot să fac un produs mai bun dacă stau și nu mai vreau să fac produse grăbite, că m-am grăbit, grăbit, foarte mult, s-a întâmplat să iasă bine, dar odată, știi, vreau și eu să stau, eu tot ce am făcut în viața asta, mai ales de 2-3 ani încoace, tot a fost mereu pe grabă pentru că ăsta e ritmul, știi, la care mm. îmi place să fac. Dar acum cu bass ul următor, emisiunea mă refer, aș vrea să stau și eu să stau o Ok. Și să stau așa oreacă, și să gândesc cea mai, ce, cea, mai, bună, cea mai bună variantă pentru el. Dar te-ai gândit așa în mare nu, cum deci ai vrea să, fie, să mă gândesc. Nu, mă ce la să mă gândesc să mai la nici la nimica. Nu, deci focusul este film. Mm. Eu, filmul ăsta, bine, plus festival și alte lucruri, dar filmul mă ocupă cea mai mare parte a timpului în continuare pentru că procesul de edit necesită ca în fiecare zi, cel puțin o oră, să stau să mă uit la modificări, să mă uit la, deci știu, fiecare cadru pe de rost, mm. fiecare modificare, fiecare versiune, e crazy. Moare cineva? Nu pot să spun nici asta, nu, 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 n-aș putea să spun, dar în schimb ce pot să spun și cred că o spun aici în exclusivitate, din 23 aprilie aș din din toate cinematografele <laughs> nu, chiar a data pot să spun și mm. în curând o să-i dat la campania de pre unde oamenii o să-și poată să-și ia bilete de dinainte, okay. lucru care e foarte bun și pentru, și pentru voi că vă rezervați loc în sală deja și așa mai departe și știți că vedeți în rândul bun... Și 100% o să fie în burzeară. Adică aici clar o să fie în primul weekend. Întrebarea mea, dilema mea, și ce mi doresc ce mai mult este ca filmul să-și mențină hype-ul. Mm. Adică, ăsta e de fapt meciul, știi? Sunt convins că filmul va avea hype în, în primul weekend. Dar este dacă reușește să-l mențină. Și eu sper și cred că va reuși să-și mențină prin acest word of mouth. Adică oamenii vorbind, bă, că e chiar bun. Știi? sunt mulți care știu de film. Toată lumea știe de film. E important să alegi să mergi. Și cred că dacă o să ai prieteni care o să spună, bă, că e bun, ai șanse mult mai mari să mergi mm. să vezi. Vezi un care să spună bă, e foarte prost, nu te duce pare că nu te duci. Uh, oricum, indiferent de ce așteptări ai, sunt absolut convins că o să bubuie filmul ăsta. Deja ai bubuit, toată lumea vorbește despre el. Uh, ai spus ceva mai devreme de festival, că tot vorbim de festival Cheli, încă nu vreau să vorbesc de Beach plis. am văzut că apare Hustle. Vreau să zic că anul trecut parcă la unde unde a fost Haselu A fost Azuga, dar nu a dar n-a fost, la 2022. a 2022. Ok, 2022. Personal mie, ideea aia a fost genială. E festival de trap la munte chiar dacă era frig așa, m-am distrat, din, din câte am înțeles nu mai faci la munte, îl faci... Nu, o să fie, o să fie de 1 mai, pentru că are mai mult sens din mai multe puncte de vedere. Mm. În primul rând faptul că data aia noi o răsam liber, adică practic bișpriza a precat de pe data respectivă și nu sunt foarte multe oportunități de distracție în zona asta de 1 mai și atunci cumva trebuia să venim să, 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 să facem ceva acolo. Deci mm. a fost necesitatea de a umple o dată pe care tot noi o eliberasem și cumva ideea de, de distracție la mare de 1 mai, rămâne în picioare. E o idee foarte bună. Doar că pentru da. Beach care a crescut foarte, foarte mult, din mai multe puncte de vedere, data de 1 mai nu mai funcționa. În primul rând, într-adevăr, nu sunt aceleași temperaturi ca în Iughe. asta este evident. Da. Asta pentru Beach Breeze presupunea foarte multe corturi și problema nu e neapărat cât costă corturile, deși și asta e o primă că iau sute de mii de euro corturile de închiriat, aduse din Olanda cu tiguri, adică o nebunie. E că nu mai există, nu există în Europa corturi mai mari decât cele pe care noi le-am adus. Nu există punct. Adică nu poți să pui mai mulți oameni sub un cort. Noi și anul trecut, la Bishpriz, noi, dacă mai ții minte față de primul an, în primul an tot a fost într un cort, da? da? Noi anul trecut am avut alt concept, pentru că noi nu puteam pune main stage un cort. Că știam că o să avem prea mulți oameni ca să încapă în orice fel de cort ai aduce. Ce puțin în tot ce înseamnă Europa. Nu știu în America ce corturi au aia, dar în Europa, la furnizorii europeni, nu există mai mare. Și atunci noi am venit cu o altă abordare. Să răsăm liber, la dacă vrei să vezi despre artistul, indiferent că așa, stai la scenă, dar dacă vrei să iei o pauză, să te adepostești, pro, ți-e frig, ți s-a făcut frig, vrei să te mai bagi un pic la căldură, facem multe corturi în jur. No. Pentru că nu n-ai cum, e imposibil să adepostești atâția oameni cât sunt la main stage într-un cort. Și atunci cumva Uh, uh, pentru uh, pentru nu mai avea sens, uh, nu mai avea sens data asta din, uh, din punct de vedere al mărimii festivalului, pentru hasă în schimb e o dată mai bună din multe puncte de vedere decât uh, decât uh, zona asta de iarnă, Cred mm. eu, e și o dată simbol 1 mai și da, o să fie un o să fie o chestie în care chiar cred că, chiar cred că o să fie, chiar cred că o să fie uh, distracție, vin și foarte mulți uh, influenceri, inclusiv eu o să fiu acolo la Meet și Iorga, Adrian, tot castul Bass House, uh, House, The Movie și chiar, chiar, cred că o să fie super fan. Și încercăm, dar nu, nu știu când scos tu podcastul ăsta. Vineri, cred. Uh, Vineri. Ok, de aici înainte o să tai sau nu. Așa. De fapt... nu uh, știu. Da, Zică În, că îți dau două variante la asta Ori o tai Ori îți dau varianta 1 Varianta 2 Încercăm Facem tot posibilul Să aducem un internațional Și la hasă. Adică să avem Un artist internațional Și la hasă. Ok Ceea ce a ridica Cu adevărat uh, Cu adevărat uh, Mai ales la prețul biletului Care e extraordinar de ieftin E 199 de lei Adică e na, E, e foarte ieftin pentru, pentru un festival Care acum are 4 zile Că și acolo am mai băgat Un Day zero. Deci sunt, sunt 4 zile acolo uh, Da deja acum varianta 2 <laughs> Îl aducem de fapt, da, mă rog. Cumva dacă eu ar zic asta, oamenii deja o să știe, dar... Ok, bine. Um, noi când filmăm asta, n-am anunțat încă, deci okay. nici, nici, tu nu știi cumva. Uh, le aducem pe Offset, ca hasă. jură -te. Da, vine Offset. Și atunci o să... Um, pentru o foarte mică creștere a prețului biletului, deci o creștere, o creștere mică, cred că acum până publicăm, fiind deja anunțat Offset, ați văzut că creșterea e una foarte mică. Ai și un artist internațional de 1 mai, la mare cu prietenii, adică mi se pare cea mai bună variantă de a, de a te distra de, de, de 1 mai. Mă, sunt ca o cazare și de 1 mai, să mor. Da. da, da, da. da. Băi, deci pe noi hotelierii din Costinești ne iubesc. Vă iubesc, da? Da, ne iubesc, îți dai seama. Acum am mai băgat și două zile în plus la Bișpriz. Mamă, ai văzut că e o mie de ori două persoane. Da, nu, nu, nu vă că nu merg adică poate... Da, adică de ce nu ne-ar iubi, știi? <laughs> adică <laughs> îți dai seama că că, că Dita, dictatorul <laughs> trebuie să ne iubească adică n-au uh. noi, noi, suntem, din multe puncte de vedere, noi suntem cei mai ieftini în ranțul trofic uh -huh. cu biletul de festival, dacă te gândești. Da. Cazarea e mai scumpă, pe băutură de multe ori poate ajunge să dai mai mult, Combina cu biletul de tren, adică cumva când te decizi să mergi la un festival, nu neapărat biletul, mai ales dacă ai luat de vreme, nu mai vorbesc, dacă ai luat în ribări sau chiar și acum e un preț mai bun decât când o să fie în ziua festivalului. De deci, ce mai multe ori, biletul e cea mai mică cheltuială. <gători> Sau poate nu cea mai mică, dar oricum nu cea mai mare cheltuiare. din tot ce înseamnă chertuioara unui om care vrea să meargă la un... Clar cea mai mică e biletul, clar. Da. Deci de-aia de zic, adică, da, noi în ranțul TROFIC suntem, suntem cei mai mici, cumva. Offset? Băi, serios, poți să, să puteți să-l aduci la Bispiz, nu, îmi place să, știi că pe ai doi copii mm. și trebuie să trebuie să, trebuie să împarți și tu cât de cât, adică oricum i-ai dat ora, i-ai dat toată, știi ce zic, Dar cine cu, toată cine friptura, măcar doi cartofi plătiți, toate cu sos așa, maioneză un pic uh, Cine vine cu ideile, cu, pe cine să chemăm? De, de cele mai multe ori, Lucian, Lucian îmi propune mie okay. și mă întreabă cumva și mie, și mie, pulsul, dar el e mult mai, e mult mai conectat în zona asta și cumva e orientat și la preț, că știe cumva și fără să întrebe de multe ori, își dă seama de niște price mm -hmm. range -uri. dar de multe ori și publicul vine cu idei, în sensul în care noi am făcut un sondaj <laughs> unde am avut ce? <laughs> Da, asta vreau să te zic de Travis Scott mai încolo, dar hai zi, 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 zi. Uh, Noi am făcut sondaj, știi foarte bine, am văzut. și am adus pe mulți dintre cei mai votați de acolo. Am votat și eu la sondaj, da. Ții minte. Nu am adus pe primul cel mai votat, da. dar am adus pe locul 2, cred, locul 3, eu locul 4. Eu cred că o să vină și primul la un moment dat. Anyways, ideea e că, ideea e că și publicul decide cumva. Adică mm. noi încercăm, noi știm, noi știm ce-și dorește publicul. Și încercăm să i cât mai mult. Clar. Oricum e nivelul de investiție e enorm, adică chiar, chiar facem tot posibilul să, să, să facem o realitate din ce își dorește lumea. Și au un preț accesibil, adică na, e un business foarte greu, mm. să știi. Nu e nu e un business wow te să cred. să să te îmbogățești din asta cel puțin nu momentan, adică noi suntem încă pe investiție masivă în tot ce facem acolo și cred că se și vede asta din, din experiența pe care o oferim. Și personal, a, a fost peste așteptări la up ul ăsta. Cel puțin pe mine m-au pe suflet două nume, Don Toliver, City Morg. Cine a venit? S-a gândit Luciana City Morg? Să vină City Morg? A, a fost, din niște, a fost din niște comentarii, cred. Ideea cu City Morg, că, că spamau mulți în comentarii City Morg la un moment dat. Și după aia Lucian, Lucian a întrebat pur și simplu și după aia a venit oferta la City Morg și am zis da, confirmăm City Morg. Adică s-a foarte, foarte rapid. Um, dar cred că din niște comentarii a venit ideea. Eu nu știam de ei, cu siguranță nu știam de ei. Mm. Sincer, nici Lucea nu cred că știa de ei. Mm. Adică sunt destul de artiști de nișă. Da. Sincer. Și lumea spamând, noi suntem foarte atenți la comunitatea asta e chestia. Adică dacă mâine vedem că lumea cere ceva și noi poate n-am auzit de, de artistul respectiv și lumea îl cere, e suntem foarte bun. Că înseamnă că noi nu e un artist atât de scump. Okay. Și dacă n-ai auzit de el, dar lumea îl cere, înseamnă că o chestie de nișă pe care lumea o vrea și pe care chiar s-ar putea să poți să spermi să o aduci, știi? Unde City Morg au fost niște artiști pe care mă bucur foarte mult că e luăm și Cabana au fost foarte ok. Îmi dau seama. Și uh, lumea se bucură foarte mult. Mm. Uh. nu știu câți o să le cânte efectiv piese, cât o să le știe versurile, dar simplu fapt că au o comunitate royală, mi se pare bombă. Să vezi că cred că o să te surprindă atmosfera pe care o să o facă. Da, atmosfera cu siguranță, da, dar sunt curios în, 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 dacă atmosfera o să fie una generală uh. sau o să transmite și la oamenii care nu știu piesele mm. și așa mai departe. Dar am mare încredere, adică la hype-ul pe care am văzut când i-am anunțat, Super tare! Da, chiar, uh, uh, la Central City, ce părere ai avut de toată chestia cu Central City? Tot scandalul ăla, mă rog, scandal, da, mi toate comentarii... că, da, Mi se pare că scandalul e mult spus. Uh, artiști sunt artiști care au performanțe diferite, adică nu te poți aștepta de la Central City să facă ce face 6 ix și, și nici invers. Mm. Adică fiecare artist își, își definește show-ul așa cum el vrea să-l facă. Deci eu nu cred că a fost neapărat nici chestia că românii nu știau versurile, deși adică poate și asta a contribuit, nici faptul că domne ăsta n-a să, cum să facă show nu e adevărat. Omul așa și face show. ul mm -hmm. da? Și tu când te duci să vezi, dacă te-ai mai uitat la alte show o să vezi că nici în show nu sare de pe scenă sau face uh, chestii de genul ăsta crazy. Cel puțin eu nu am văzut. Mi-e place că show-ul a fost un show foarte corect, dar, într-adevăr, el fiind cumva cel mai așteptat artist ca nivel de hype la momentul ăla, cumva a fost această discrepanță între așteptări și realitate, știi? Mm. Dar show-ului, eu n-am ce să-i reproșez show-ului în sine, știi? Într-adevăr, dacă tu, dacă tu pe scenă cumva nu transmiți energia oamenilor la modul foarte, foarte multă energie, nici oamenii, mai ales dacă nu știu fiecare vers în parte, nu sunt atât de receptivi. Adică energia asta, comunicarea asta între public și artist, artistul transmite energie publicului și publicul înapoi artistului. Și cumva un artist cum e Six Nines, pe exemplu, care eu consider că a avut cel mai bună performance, cred că nu greșesc, nu? Am fost Anul în un public, am, am, coborât. A fost un back and forth imens, adică artistul a intrat cu super energie, publicul s-a haipuit maxim, a dat înapoi energia artistului pentru că nici Six Nines nu face zilnic show-uri de genul da. ăsta. Adică e unul dintre cele mai mari show-uri și pentru el, știi? a postat și pe Instagram cred că are un milion de like-uri da. la postarea și NLE ai văzut la a, f -a, f -a, ră -a da. rămas uimit de publicul nostru da, da, da pentru că e foarte multă lume na? Da. și e, e un show mare și pentru ei și atunci cumva energia transmițându se back and forth se creează un, un efect din ăsta amazing mm. care sincer pentru asta trăiesc deci când, când văd când știu cât am muncit cât am tras pe, de la chestii pe marketing a producție la, producții, la tot, 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 tot tot și văd genul ăsta de momente și totuși mergând simres și pe safety și pe pază și pe transmisiune, live, tot, se vede țipă, se aude țipră, sunet, bombă, tot, mi se pare amazing. Adică momentele alea sunt cele mai tari momente pentru mine. Tu, tu primești feedback, adică tu vorbești cu ei, primești feedback de la ei, de la artiști internaționali? Nu. Ne, ne ai nu. apucat să vorbești cu ei. Hei, cum nu, a părut nu, la... Nu, avem contacte directe. Mm. Și și dacă am avea, nu e ca și cum ne-am permite să-i deranjăm. Da. Adică vorbim prin, prin agenți. Mm. Că și ne am văzut, era foarte dar, dezvoltat. Dar Comunicarea există, adică noi aprobăm fiecare grafic, fiecare vizual. Mm. Înainte să postăm orice fel de poză cu orice fel de artist, ea trebuie aprobată de toți artiștii sau artistul care, care mm. este pe afiș. Atunci există un back and forth. La unii se întâmplă instant, la unii durează poate și două, trei zile da. să primești, să primești, aprof, spre exemplu, pe, pe o poză. Dar nu avem comunicare directă cu artiștii. Shiro este un apart hotel care găzduiește săptămânal o mulțime de oameni din toate colțurile lumii. Apartamentele sunt spațioase și dotate cu smart TV, internet de mare viteză, centrală proprie, bucătărie complet utilată și multe altele. Sunt gazele perfecte pentru un sejur relaxant și fără probleme, punând confortul clienților pe primul loc. Dacă ești curios sau vizitezi București și cauți o cazare care să ofere toate lucrurile numerate mai sus, intră și rezerve o cameră. Știi că lumea crede că e o strategie de marketing de asta cu six nine, City Morg, că, se, că, sunt, e scandalul ăsta între ei, că da, vor, să o moare. Am, am, văzut, dar nu e o strategie de marketing și cred că oricum o să fie, dacă nu mă înșel, sunt, sunt zile diferite, dacă nu mă înșel. Și nici n-aș căuta vreodată să, adică să caut, să fac eu așa ceva, să adun și oameni care se certe în același joc, ca să se certe doar să se nu pe ceva, nu, nici pe departe. Dar sunt artiști foarte tari, adică cu toții sunt artiști foarte tari. Ce bifuri există și știu că există da. între ei ca artiști. Da, este e strict problema lor, nu. Și nu, aici zice oamenii, vezi dictatorul cum o gândește. Nu, vrea. asta iarăși și eu speța în care oamenii <laughs> dau mie mai mult credit decât decât merit, nu. A. Da, n-a fost uh, gândită. Din câte am auzit, cred că ai dat un interviu la Cancan Can sau ceva de genul că ai vorbit cu Treviscot, cu agentul Treviscot sau cineva de genul, trebuia să vină a, pentru anul ăsta sau anul trecut. Nu mai știu dacă și anul trecut am întrebat, anul ăsta cu siguranță am, am, întrebat, a fost un back and forth. Nu, în primul rând, el nu face decât solo shows. Deci, mm. indiferent câți bani ar fi fost noi dispuși să oferim, nu face decât solo shows. Travis Scott anul acesta. Deci, nu o să vedeți la niciun festival. Mm. cel Ce puțin asta este informația pe care noi o avem. Dar ne-am dorit să luăm, da. Adică noi nu am lăsat nimic of the table. Deci noi eram gata să luăm și artiști cum ar fi Travis Scott, și și cum ar fi Kanye și așa mai departe și am încercat la toți cu riscul de a, dacă noi făceam asta eram gata să o facem eram într-o pierdere financiară mult mai mare decât decât nu știu decât, deci eram, era imens ca da. pierdere dar ne doream să o facem adică am, am fost gata să facem zicem fuck it ok o facem pierdem anul ăsta dar na după aia chiar ești chiar nu se mai nu mai încape vorbă dar nu se poate, adică de ce mai multe ori na, Realitatea nu, nu, funcționează, nu doar din punct de vedere că n-ai dat tu banii sau că n-ai avea banii, ci, cum am zis, să nu face decât solo show. Te gândești să faci un solo show? Este o chestie pe care o, pe care o studiem foarte atent în momentul ăsta, da. Dar ăla e alt proiect, e altă chestie, da. Băi, o veste genială. Doar că se gândește dictatorul la Dar, asta. doar, doar ne gândim, adică investigăm. Dar, da, e... Cu artiștii mari, în general, e, e foarte greu și procesul de confirmare și procesul de ofertare, cu siguranță nu e un, nu e un job uh, simplu. Sunt uh, foarte mulți oameni implicați, foarte mulți agenți cu agenții și așa mai departe, adică un ranț de, de intermediari și acolo e foarte mult, oricum, meritul, meritul lucian în a, în, a, în a negocia pe zona de booking internațional, uh, el, el acolo gestionează tot. Adică și eu n nu aș putea să fac ce fac. Eu eu mai, numai la crezi. chestia asta mă gândeam, Bă, de ce nu fac doar un concert triviscot? Top! Uh, poate, fi, uh, poate fi cu siguranță o, o variantă, sunt multe chestii de bifat înainte să poți să, să, poți să yeah. faci așa ceva, uh, e posibil ca omul, omul să nu vrea să vină în România, e posibil să nu-i găsești odată liberă, e posibil yeah. să aibă anumite cerințe tehnice de rider tehnic care să nu le îndeplinească, poate niciun veniu din România, deși n-aș crede că e cazul, dar mm. spun ca ideea, adică sunt multe chestii, noi, e ca și cum doar, ha, cât costă, gata, am dat banii, gata, vine, adică e procesul foarte complicat. Eu sunt fericit doar că am acum și uh, titlul de, pentru podcastul ăsta. Care uh, <laughs> <totul. laughs> Nu știu, glumesc. Uh, dar tu personal, tu Shelly, pe cine ți-ai dorit să vezi? La Beach Please. mi-e, greu să fiu subiectiv acum. Da, mi-aș dori să văd pe Drake. Mi-aș dori să văd pe Kendrick Amar. Foarte mult. Uh, mi-aș, mi dori să văd 50 Cent la Beach Da, mi-aș dori să văd... Uh, mi-aș dori să văd foarte, foarte mulți artiști. Mm. Foarte mulți artiști. Mi-aș dori să văd. Da, uh, eu, uh, când, când eram mai mic, ascultam foarte mult pe uh, nav. Da, da, nav. Da. nav. Nav. Nav, nav, zice, da. Care oricum, uh, nu știu cât, nu știu cât public are în România. E, cred că e un artist pe care noi am putea să-l luăm. Da, e foarte accesibil, pare. Cred, pare că e nu știu, foarte știu, accesibil. Apar nu am, dar nu, nu, nu pare că se află pe lista de. de evident că eu nu fac festival pentru da. ca să mă bucur eu de el. Uh, nu pare că se află neapărat pe o listă de, de preferințe, cel puțin nu, nu în top acolo, top 10 a oamenilor. Da, nu știu, cam, cam ăștia ar fi. Mm, super tare. Sigur mai sunt alții care nu-mi vin, acum în, nu vin acum în minte. Vreau acum puțin, uh, sunt pe, sunt pe beach, Please. Da. O să mă eu la, la lista asta de oameni care, uite, ai un nume pe care când eu l-am văzut, eu am crezut că e fake. Eu am zis așa Cine? ceva niciodată. Nu, nu nu cred că au gândit-o atât de bine Cum l-ați luat pe Având de vedere că din ce știu eu Nici nu avea, nici nu avea voie să părăsească America Și că face acum Mi se pare că face mai multe show-uri în Europa Nu vine doar la noi Adică poate părăsi America okay. Sau va putea părăsi America ce puțin Până la perioada festivalului Pentru că are în aceeași perioadă mai multe show-uri Și la mijloc e o agenție foarte serioasă Deci n-am nici cel mai mic dubiu că nu, că, nu se va, că nu se va prezenta la show Sau că nu va putea veni nu cunosc exact situația lui legată de posibilitatea de a părăsi America sau nu, dar avem toate garanțiile mm. și contractoare și tot, că omul se prezintă. Și ideea de a lua pe Chief Kiff a venit iarăși din dorința imensă pe care publicul o avea pentru Chief Keef, plus și eu știu Chief Keef și That's. îmi place artistul și da, e un artist amazing. Eu, eu puteam să fac doar cu Chief Keef, că se vindeau la fel de multe de bilete. E... Ba, sincer, asta mă gândesc și eu uneori. Aia zic, puteai Asta să vezi foarte rând. mulți bani. Bă, oare am, oare, am, oare am, am, aruncat... Și pe aia răspunsul e da, dar chiar vrem să livrăm the best, adică da. chiar să... Oare am aruncat prea mulți bani, că oare am, am luat prea mulți artiști? Când că... Hă, mereu, te întreb, te întreb când mai bucurești un artist, băi, singur, doar pentru că mai aduc acest artist. Când, cât îmi va vinde mire. Și mereu e un calcul în care te gândești, băi, faci media prețului biletului, o număr de oameni, te gândești, ok, iezi măcar break-even, dacă ești măcar break-even cu artistul ăla, Uh, dacă ești măcar break even, atunci are sens să iei. Deci are sens să încă un artist, chiar dacă tu nu faci profit la artistul respectiv, doar că adaugi o no. experiență în plus și nu pierzi bani. Atât tot, știi? Da. Și atunci de multe ori, pentru noi calculele arătau bine. Adică, spre exemplu, na, la o medie de bilet, au un preț mediu de bilet de 100 de euro, la uh, 10.000 de bilete, ai mai, făcut, uh, ai mai făcut uh, un milion de euro. Ata vine, nu? Un, da, ata vine. Deci atunci, uh, practic, dacă tu te gândești că bă ăsta îmi vinde, nu știu, să, dacă tu ai un artist care uh, te costă spre exemplu uh, 300-400 de mii, te gândești, bă, aduce 3000-4000 de oameni în plus doar el și te de multe ori te gândești, bă, poate aduce, hai să încerc, că poate aduce, știi? Eu am văzut, uh, nici măcar nu uh, am ajuns înapoi în București la ultimul festival, că tu ai anunțat deja, bish please, uh, 2024 și 26 de artiști. inter... am zis, când am văzut poza asta cu Chief Keef, am zis, era suficient Chief Keef și Don Oliver. Și credem era era exact același lucru. Părerea mea. Băi, mă bucur da, că da. Ești, un, ești foarte entuziasmat înseamnă. Sunt de, foarte entuziasmat de, de festival. Mă bucur, <laughs> mă, bucur, mă bucur de treaba asta. Na, e și eu foarte entuziasmat. Adică e crazy, să când îl vezi concretizându-se și vezi ultimele zile de producție, deja au intrat, deja au intrat mm -hmm. tiraje acolo și facem o nebunie imensă, deja sunt acolo. Și când vezi în ultimele zile Nebunia care e acolo Și după aia aveți locul acolo În ultima seară mm. Și știi că a doua zi Vor fi acolo 100.000 de mii de oameni Mai mult Da? E cel mai tare sentiment Posibil Și am uitat să adaug ceva La ce trebuia tu să anunți după mea Chief Keef Don Toliver Și îți zic acum sincer Că ar rupe și ar face și eu Și cred Că o să se întâmple Five Gang Bă, nu m-am decis Dar tu ești conștient De ce ar fi, nu? Bă, nu m-am decis, nu, nu, nu m-am decis, nu știu, da. Uh, uh. Deci Am ce a văzut, fost la, la trăsi, -a, Știu că lumea își doriște fie... foarte mult, uh, mă tem să nu fie cringe, nu știu. Cringe? <gri> eu cred cre cre că ești conștient de ce o să fie, o să fie nebunie. Știi că știi că Fire Gang a cântat semiformație uh, neplanificat la ambele bișprizuri. Știu. M-am bătat eu și am mi eu talentul, dar anul trecut am cântat la scena secundară, adică unde acolo mișto, așa, ac adică, la, la, scena mișto. secundară e, e vibe-ul mai, uh, mai tare, da, și da, 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 e da. mult mai urban acolo. Și ar fi Dar a fost foarte spontan, n-a fost planificat. Știu înainte, că trecut. au, ieșeam din col și am auzit și am crezut că... Da, n-a fost nimic planificat, a fost fix chestia la adică hai mă... Dar ai cântat doar tu, nu? Primul an că am fost eu cu Mădărin și a doi ani că am fost eu cu... Cred că eu, doar eu, nici mai știu. Cred că, cred că, doar tu. Cred că doar eu, nu mai știu. Oricum era din ultima zi, era aproape dimineață. Adică deja... Oricum lumea deja mai pleca, adică era o, era o chestie, era mult mai tot festivalul care fusese extraordinar de mare, de, de la un moment dat se comprimase și devenise o chestie mult mai homey, așa, mm -hmm. mult mai, știi? Dar nu știu dacă fac și oricum dacă aș face, n-aș spune. Adică da, dacă clar. aș face, în mod cer, n-aș anunța asta și ar fi o chestie pe care nimeni să nu știi să nu simtă că vine acum, mm. dacă aș face o în deschidere la Lil Pump sau ceva, sau poți să îl chem pe Lil Pump pe scenă să facă o, un număr acolo cu voi. Bă, sunt eu sincer, o să fac cumva la bișpizul asta. O să trec pe lângă Badigas. cumva. Eu vreau o poză cu cu Lil Pump. Vreau da? cumva să dau de el. îmi doresc, că vreau să mi iau o șapcă da. de aia cu. Iată cu Badigas, zic, bătai. Nu că <laughs> să faceți asta, adică e grumă. Tot așa, zicea Inisebi la podcastul podcast meu că el e de părere că bish este singurul lucru acum în România care ține treptul în viață. Mă, și... are, are cu siguranță o contribuție, dar se țin în viață reciproc. Uh, dar cu siguranță are, are o contribuție. Ideea e că... Beach Prize ul e perceput ca un festival de trap și efectiv și logo-ul primei ediții a fost cu Beach Breeze Festival, dar de fapt conceptul pentru Beach Prize, ce înseamnă Beach Prize de fapt, este că e un festival royal tinerei generații. Adică mm -hmm. noi, dintre toate festivalurile din piață, ne interesează în mod special să, 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 să fim pe placul un, unui segment de vârstă pe care alții îl ignoră sau încearcă să-l ia, dar nu se, nu se concentrează mainly pe acest segment. Segmentul acesta fiind segmentul 16-22, hai 16-25, dar primordial 16-22 de ani, pentru că segmentul ăsta nu, e atât de, uh, nu are atât de multă putere de cumpărare, poate nu vin atât de bine, poate sponsor, nu e atât de comercial. Și pentru mine e important să satisfac generația mea, acest segment de vârstă, 16-22. Mm -hmm. Indiferent că ei ascultă 3-25, 1625, 25 dar vezi că sunt diferențe. Ok, 1625. 25 Dar vezi că sunt în 22, eu știu că sunt foarte sincer, da. sunt diferențe între 22 da, da. și 25 de muzică. Dar, oricum, ok, segmentul acesta, indiferent că ascultă trap, indiferent că ascultă rock, indiferent că orice ar asculta, eu vreau să fac un produs de divertisment care să fie pe placul lor. Și atunci, a bișpriz, nu este un festival de trap. Dar dacă muzica urban este ceea ce e pe placul generației astăzi, o să fie un festival automat de, de muzică de muzică trap sau muzică urban sau hip-hop sau cum vrei tu să-i spui. Mm. Și cu siguranță avem acts care satisfac și alte zone de public. Dar nu există să prioritizez altă zonă de public înaintea generației mele. Mm. Asta, este, asta, asta este cumva filozofia uh, bișprizului, de fapt. Și da, poate din punctul ăsta de vedere uh, trapul și bișprizul au, au avut o simbioză foarte bună, dar e de fapt vorba de ce vrea lumea să asculte. Nu mm. e vorba că e Bispris sau că e... Beeprize e cu siguranță un produs uh, imens de comunicare, o platformă, pentru că este mai mult decât un festival, suntem o platformă de divertisment, Clar. o platformă care are ca are în ADN muzica, da? Avem Bispris Podcast, Bispris News, de unde ții cel mai fresh tic despre, despre uh, muzică, industria muzicală, artiști și așa mai departe, Bispris House, care Mulțumesc. se face, Planuim și arte... ce? Ți-am mulțumit pentru, pentru invitație de la Bispris House. A, n-ai pentru ce? Da, chiar, chiar că ai, ai făcut treaba bună acolo, a fost interesant. Da. Ai, ai fost și tăcut pe locuri. Era, era un ori retras așa, dar asta mi pare yeah. tare, vezi? Ai, au, fost și mai mulți host și da, s-a da, da, da. completat bine treaba. A fost Caterin că mișpi sau. Chiar a fost, chiar a fost. Recunoaște că a fost ceva wild. Chiar a fost. Adică a fost out of control. Da. Um, da. uneori scăpat de sub control. Da. Da. Chiar și a fost eu, tare. Eu -am eram în spate și eram așa. Era, da, chiar da, 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 fost da, da am văzut, Am Cum a fost să mai încască? cască? Uh, aveai, știi că aveai o puregră, nu? Dumnezeu. Da, da. nu-mi place poica asta. Mi pare pără, dictatorul sună mai bine. Dictatorul, e, sincer, nu-mi place nici, nu sunt așa mai fan dictator, dar dictatorul e mai bine, așa. Nu mai îmi dați atea carde, că după aia -a iau și, da, mă iau gandeaua. Da, credem că și legat de Bishpi, singura critică pe care am avut-o a fost frigul. Da, acum am bucurat că... Ai văzut? Da. Ai văzut cum se rezolvă? Da. Foarte da, bun. și acum, uite, uite, ultima chestie cu Bishpriz, legată asta cu zilele. Mm. Vreau să simt și eu nevoia să mai să explic o dată ce am o decizie șoc. Și, și multă lume, în mod surprinzător, mă înjură. Asta e foarte funny, pentru că în primii ani, în primul an mai ales, și chiar și un pic în al doilea, eu n-am ieșit în față. Treptat s-a aflat că, 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 mă ocup, că sunt acționar, că sunt head of marketing și cumva acum e o chestie pe care nu mi-o doream neapărat, cumva îmi place pentru că uh, mi se pare că oamenii apreciază că fac și treaba asta și oricum îmi mânca mult timp și cumva la un moment dat oricum nu puteai să... Eu n-am vrut nici să ascund, știi? Dar n-am vrut să ies în față cu asta, dar acum se întâmplă un efect oarecum nedorit, cu orice întâmpla, dar că orice s-ar întâmpla, dacă e ceva bine, mamă, Sherry, da. ești numărul unu. Dar orice e rău, că cam și în ochii tăi, șerii. Aoleu. Bă, numai, numai de astea. Am prins, deci fix așa mi-a scris. Noi ce, șerii noi ce facem cu cazări, că cam și în ochii tăi. Da. Legat de asta, cu, mm. cu 5 zile. Atunci, am spun în felul următor. În primul rând, de asta cu cazare și în al doilea rând, de ce am făcut efectiv asta cu 5 zile. Deci show-ul pe care Beach îl face în ziua zero, și că noi numim această zi adurată înainte, este ziua zero, O să explici de ce. Și în ziua 4 e cu e cu totul ceva adăugat nou. Deci nu există ca, ca tu spre, deci toți artiștii pe care tocmai ai văzut, toți sunt în zilele 1, 2, 3. Și ce înseamnă că tu, cumpărând bilet cu bună știință, da, în zilele respective, nu există ca tu să fi cumpărat bilet, să-ți fi luat cazare, să, să vrei să stai doar acele 3 zile și să ratezi ceva din experiența pe care eu ți-am oferit-o până în momentul acesta. Ok. Înțelegi? Da. Deci nu pierzi nimic. nu mai fi... <laughs> da. Ne-am gândit să adăugăm uh, cea de-a patra zi a festivalului. Okay. Vorbim de de Zero și după aceea. Cea de-a patra zi a festivalului, pentru că ne-am dat seama că băi, e păcat să nu faci aceasta patra zi în contextul în care, cu siguranță, în momentul ce mai în momentul în care o festival e cel mai vizibil și e cel mai mult hype asupra lui, este în timpul său, da? În primele trei zile, în mod special, e cel mai mare hype. Și ne-am seama că în, dacă noi am mai face și ziua de duminică, să ar crea o cerere organică imensă, mai ales în zonele unde oamenii sunt în proximitatea directă la festivalului, gen Constanța și regiunea Dobrogea, gen unde poți să te duci, te no. să te întorci, să nu-ți mai cazare, să nu planifici foarte din timp. Și cu siguranță vor veni foarte mulți în acea ultimă zi, ducându-se vorba de cum e festivalul de fapt și cât de amazing e în primele zile. No. Deci asta a fost raționamentul. Plus faptul că ne-am dat seama că oricum noi inițial focusăm de patru zile și cumva oamenii se așteptau să mai fie încă o zi. Noi când am luat decizia să nu mai fie de patru zile și să fie de trei zile, a fost o decizie pe care am luat-o și ca să salvăm niște costuri pe care să le investim în line-up, pentru că salvezi costuri, salvezi cu paza foarte mult, salvezi cu, cu personal în general, pentru că scena și lucrurile astea nu te impactează mult dacă e, e, dacă e o scena oricum e acolo, adică o mai țin încă o zi, costul este uh, uh, insignifiant, da? Dar personalul care i plătit la zi, te omoară. Adică încă o zi înseamnă sute de mii de euro. Da. Și am vrut să avem banii ăștia ca să băgăm în altă parte și anume în în artiști, lucru care sper că s-a văzut, că oricum am băgat cu vârf și de samuri peste. Dar acum ne-am gândit, băi, totuși, cred că merită să mai facem încă, încă o zi. Și asta e povestea cu ziua 4. De ce facem ziua 4? A, de asemenea, un alt motiv pentru care noi inițial am renunțat la patra zi a fost pentru că ne-am dat seama că este mai accesibil pentru oameni să vină la un festival care e 3 zile în loc de 4, pentru că costul lor cu cazarea și băutură-mâncare e mai mic, automat. Nu mai plătești o noapte de cazare, nu mai trebuie să mănânci să bei a patra zi de festival. Și atunci cumva a fost o chestie, băi, cumva noi o facem mai accesibil și pentru noi, permitându-ne să aducem uh, artiști mai buni, deci un show mai bun, dar cumva mai accesibil și pentru oameni. Acum, în schimb, punând lucrurile în balanță, văzând și cererea uriașă care a fost, ne-am dat seama că totuși, totuși, are sens să mai faci încă o zi. Și sigur, poate nu toată lumea o să poată să stea, uh -huh. dar mulți vor alege să stea. Și are sens să mai faci și, în încă o zi. Și sigur, repet, experiența din cele trei zile va fi the fucking best cu toți artiștii care acum sunt anunțați, sunt toți în primele trei zile. Deci nu există să ratezi ceva, să zici, mama, asta doar trei zile. E bombă experiența în trei zile. Iar ziua zero, am adăugat-o pe motiv de infrastructură. Ziua zero este o zi în care nu avem live shows. În care e doar DJ iară, este doar descoperi locul îți iei bățara îți faci chinul, te bucuri de food trucks, efectiv super chill dar poate ți pare insignifiant dar ajută foarte mult ca să nu pui atât de multă presiune pe infrastructură mm -hmm. gândește la aglomerația din trenuri Gândește-te la aglomerația de la check Pentru că tu oricât de multe, uh, 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 cum îi spunem din area, uh, tonete din area da. de check ai face pentru brățări, oricât de mult ai promova check-in-ul online, oricât de mult ai pune tu puncte de check în moruri, ceea ce o să avem pentru că fi în București, o să avem punct de, de luat brățarea de acolo direct. Oricum ar fi, tot se blochează. E ca problema cu traficul din București. Adică dacă mă adaugi în o bandă, în o bandă, tot se blochează la un moment dat, știi? Venind cu o zi înainte, unii oameni o să vină, unii oameni nu o să vină în Day Zero. Și asta am și doresc, dar nu-mi doresc să vină toată lumea în Day Zero, că n-am rezolvat nimic. Știi? Day Zero este o zi în care experiența pur și simplu este... Și știi, știi la ce te mai ajută Day Zero? te bucur de lucrarea din festival pe care, uneori este neobservate că show-ul e atracția principală, adică artistul pe scenă. Da. Dar pe lângă asta noi o să avem o roată imensă, o să avem food amazing, o să avem uh, uh, instalații, de, instalații de, de artă la scară largă, făcută de niște artiști vizuali foarte șmecheri, cu graffiti, cu, adică poți să te bucuri de frumusețea asta de daylight, cumva de pe zi a festivalului, care cumva de multe ori intră în planul secundar pentru că ai show-ul pe scenă care e amazing. Și atunci în prima zi e doar despre asta. Despre festival în sine cumva și cu DJ, muzică bună desigur, dar fără live Și relaxează foarte mult infrastructura acolo. Nu mai e atâta presiune pe, pe, rock. Și rockul e totuși un rock foarte un loc foarte condensat, foarte mic. Da. Deci, da, asta e raționamentul cu, 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 cu acel, acel de zero. Veniți copii și la de Zero sau nu, sau cum vreți voi. Eu... eu că știi că chestia mulți oricum veneau cu o zi da. Cu seară înainte. Da. Și ce faci seara din N-am fost și la Day Zero anul trecut. Am, trecut, a un party da. de Day Zero, doar la VIP, am deschis doar VIP-ul. Da. Ai văzut că a fost fan. Știi, da. acum fac o chestie pentru toată lumea, să nu mai fim doar noi ăștia cu VIP. Să fie toată lumea invitată la acel party, basically. Ah, Shelly, bă, ai făcut o treabă excepțională cu, cu Bă, mulțumesc frumos. Nu este doar meritul meu. Știu, nici pe știu, departe, știu, dar și eu sunt, și eu dacă aș fi, dacă ar fi să mă duc să ai un festival, cu siguranță că aș alege pe ăsta fără, fără, nicio lipsă de modestie, na, chiar da. E... Pentru că mulți, mulți din România visează să ducă undeva la Cocela sau mai unul în Portugal, am uitat cum se cheamă... Cum? Rolling Route, da, 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 da. Wireless. Și chestia asta chiar, chiar au ce un mare plus culturii urbane. Um, cum vezi tu bișplizul Și asta cred că e cam ultima întrebare a podcastului ca să te las să pleci mai repede la capatos. Uh, cum vezi tu... <coughs> uh, cum vezi tu uh, bișplizul în următorii ani? Dacă acum e la nivelul ăsta. Dă-te da unde uite, vezi. zi unde și zic eu după aia. Unde vezi tu bișplizul în 5 ani? Uh, plizu pentru mine în 5 ani nu o să mai fie un festival urban, o să fie un festival punct. O să vină artiști de mai multe genuri. O să avem și pop, uh, RB, pe lângă trap și o să fie ceva mai tare. O să o să chem persoane din mai multe culturi. Bă, asta, asta mi se pare că deja oricum se întâmplă, odată, uh, am adus artiști. Mi se pare că asta e bișprizul într-un an. Dacă și uh, vreau să mai adaug că o să ai un public internațional. Asta e și o chestie pe care noi ne propunem de anul ăsta, investim enorm. În, uh, deci, noi ac abia acum începem toate eforturile de marketing internațional și investim enorm. Dar cumva, uh, în, înțeleg ce spui tu. Eu văd în 5 ani bishprizul o dată să fie the best festival you can go to, clar și de departe, uh -huh. și facem eforturi chiar considerabile în direcția asta, dar pe lângă asta văd devenind mult mai mult decât decât un festival, adică o platformă de divertisment care pe lângă tot ce înseamnă în online și tot ce înseamnă zona asta de, de content și tot ce facem noi, pentru că noi nu facem ads, noi facem content, asta e filozofia noastră din, din tot ce înseamnă marketing, pe lângă asta bishprizul o să devină o chestie care să cuprindă, cred eu, sub, și asta ne dorim, asta e planul pe termen, mult mai multe happeninguri și un, o chestie mult mai amplă decât un festival. Adică să fie pur și simplu când spui distracție, când spui uh, uh, eveniment de distracție, unde dacă ești tânăr chiar te distrezi și e pe placul tău, e pe gustul tău, e un loc în care te duci cu prietenii tăi să te distrezi, să spui, să spui bishpit. Și făcut de niște oameni care înțeleg ce înseamnă distracția, mm. distracția unor tineri și care o fac de așa natură. Asta cred eu că, că, că va fi. Da. Bish, please, controlează lumea, cu alte cuvinte. Apropo, da. Vreau <laughs> să vă luați biret, că, cum timp, adică, așa, că uh, nu ș... controlăm lumea, dar controlăm <laughs> la biretul. Da. Uh, Shelly, vreau să-ți mulțumesc pentru, uh, pentru apariția mulțumesc la podcast meu. Uh, sper la anul înainte de festival să mai treci pe la mine, de ce nu, pentru Bish, please, uh, 4. Da, chiar Bish, please, 4. Chiar va fi la anul. E crazy, uh, deja e a treia ediție. Între timp v vă ți la film. Nu uitați că dăm drumul la pre -sale. Momentan nu, 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 puteți cumpăra acum bilete la film, dar o să dăm drumul la pre -sale. cred că în maxim o săptămână de când se postează acest podcast. Și filmul este pe 23 aprilie în toate cinematografele. Și chiar merită să-l vedeți. Credeți-mă. Și dacă nu credeți pe mine, lăsați un prieten, se ducă primul și o să vă spună că merită. Deci, credeți-mă, chiar e bun. V-am pupat. Mulțumesc, Kemi. Pup. Și dacă vreți și voi tricouri de fotbal cu orice echipă, intrați pe linkul uh, din descriere. Vă mulțumesc.